Andy Deichler, cum ați reușit să aduceți atâtea VIP-uri în fotografie, în zonele conexe la festivalul acesta, România Photo Festival? Evenimentul la care am luat parte e un eveniment gândit unic în felul lui, pentru că implică o sumedenie de nume grele din domenii diferite, care toate tangențial ating fotografia. Am avut parte de discursuri de la oameni care sunt implicați în realizarea software-ului cu care se discută fotografia, se analizează fotografia. Am avut parte de fotografi speciali aduși aici. Aș menționa Mihai Șteț, cu fotograful din România, unul dintre cei mai buni fotografi de sporturi extreme din țară. Am avut pe Cătălin de la Canon, unul dintre cele mai buni fotografi de fashion din România și singurul acreditat la marile evenimente internaționale destinate lumii modei. A fost o discuție care a implicat nume grele, care și-au împărtășit celorlalți oameni prezenți aici din cunoștințe, din creativitate, și cred eu că cu toții suntem mai bogați, cel puțin în sfaturile pe care le-am primit după ce am ascultat ceea ce au avut de spus acești specialiști. Sunteți la final, ediția a patra, dacă nu mă înșel. Ediția a patra e pe punctul de a-și strânge așa... Ce învățături ați tras, ce se poate dezvolui pentru ediția următoare, dacă nu este prematur? Păi, cred că cel mai bine ar fi să răspundă chiar organizatorii la această întrebare. Ceea ce pot eu să spun e că, în mod cert, festivalul va continua cu nume din ce în ce mai grele în privința invitațiilor speciali care vor posi la Cluj-Napoca, pentru că sunt convins că organizatorii nu vor să se oprească aici. Însă, latura locală, latura națională e la fel de importantă pentru ei, și această academie destinată fotografilor, unică în România, își va continua și își va deschide porțile și își va continua trainingurile speciale și workshop-urile chiar și după ce festivalul se va termina. Totodată, anul viitor sunt convins că vom avea parte de mult mai multe locuri de expoziție și Clujul va răsufla și va simți acest aer expozițional din nou la o altă grandoare și valoare. Avem multe fabrici, nu zic abandonate sau părăsite, în reconstrucție, deci locuri sunt multe. Dacă sunt foarte, foarte multe pe și zona asta. Și colegii au putut expune peste tot, chiar și în locuri în care probabil nimeni nu și-a închipuit că ar putea găsi artă. Succes! Mulțumesc!